Actrița de teatru și film Florina Cercel a murit la vârsta de 76 de ani. Artista, care avea de mai multă vreme probleme de sănătate, a murit din cauza unui cancer la plămâni. Moartea actriței Florina Cercel a fost confirmată și de reprezentanții Teatrului Național Ile Caragiale București, pe scena căruia a jucat vreme de 45 de ani. Florina Cercel s-a născut la Piatra Neamț și a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București în 1964, până să ajungă la Teatrul Național din București, a mai activat la Teatrul Dramatic de Stat din Galați și la Teatrul Național din Timișoara. A fost căsătorită timp de 7 ani, dar nu a avut copii. Într-un interviu spunea că regretă că nu a avut copii, astfel că a rămas cu o mare rezervă de iubire. În cei peste 50 de ani de carieră a avut peste 100 de roluri în teatru și film. A jucat în filme precum Frații, Filip cel Bun, Prin cenușa Imperiului, Iarna bobocilor, Vară fierbinte, Căruța cu mere și Crucea de piatră. În ultimii ani a jucat și în telenovele de televiziune. În anul 2002 a fost decorată cu însemnele Ordinului Național Serviciul Credincios în grad de cavaler, iar Ministerul Culturii și Cultelor i-a acordat premiul pentru cea mai bună actriță a anului pentru rolul Ana Andreevna din spectacolul Revizorul. Florina Cercel a fost una dintre vocile importante în societate, militând pentru drepturile sociale ale artiștilor. Ne părăsesc artiștii acoperiți de mari cununi, se duc și veselii și triștii, se duc artiștii cei mai buni.